Polițiști, pompieri, jandarmi, polițiști de frontieră din toată țara s-au întrecut în ultimele zile la Târgu Jiu. În municipiul nostru s-a desfășurat etapa finală a campionatului MAI la cross și atletism, iar azi a avut loc premierea. La festivitate au participat oficialități locale și județene care au înmânat premiile pe diferite categorii. Timiș, locul 2, Todo și Ancuța, IPJ Iași și campioana 2021, Bolan Georgiana, DGPMB. Premiază domnul colonel Țambra Eugen, inspector șef al IJJ Gorj. Peste 120 de angajați MAI s-au întrecut la Târgu Jiu în încercarea de a prinde un loc pe podium. Vorbim de etapa finală a campionatului de atletism și cross a Ministerului Afacerilor Interne, unde au participat peste 120 de cadre reprezentând toate structurile ministerului. Aici vorbim de pompieri, de jandarmi, de polițiști, aparat central, colegi de la academie. Deci peste 120 de participanți. Probele de atletism și probele de cross, în total peste 23 de probe, 23-24 de probe. Pe diferite categorii de vârstă? Pe diferite categorii de vârstă, dar separat fete băieți și aici au fost împărțiți la rândul lor în trei categorii de vârstă băieții, respectiv două categorii de vârstă fetele. Pe podium au urcat și reprezentanți ai structurilor din Gorj ale Ministerului Afacerilor Interne. Locul 3, Băjenaru Anca IPJ Gorj. Locul 2, Constantin Mihaela IGSU. Și locul 1, campioana Socu Maria Ilona IGPR. Premiază domnul colonel Călmo Viorel, prim adjunct al inspectorului șef al ISU Gorj. Sportivii din MAI au avut probe de viteză, rezistență, cross, săritură în lungime și aruncarea greutății.